Uleiul Natură Statică este o compoziție complexă realizată de Sava Hentzia. În decembrie 1989, tabloul a fost grav afectat de proiectile, având 10 spărturi mari cu pierdere de material provocate prin împușcare directă și alte 20 de spărturi mai mici provocate de ricoșarea gloanțelor sau de impactul unor bucăți de tencuială. Toate aceste spărturi au deformat considerabil pânza. Tot în decembrie 1989, cu ocazia manipulării și depozitării în grabă a tabloului, s-au produs și alte deformări ale pânzei, de data aceasta din spate spre față. Lucrarea a trecut printr-o serie de investigații fizico-chimice și prin analize microscopice, mai greu de explicat. A urmat apoi restaurarea propriu-zisă cu o altă succesiune de etape, foarte complexe și acestea. A fost consolidat stratul pictural, au fost îndepărtate depunerile aderente și verniul degradat. În cadrul vernisării intermediare, adică a protejării straturilor anterioare cu uleiuri speciale, s-a trecut la consolidarea spărturilor mici prin țesere și completarea lacunelor mari ale suportului cu o pânză similară. Ultima etapă, poate una dintre cele mai captivante, a fost integrarea cromatică în culori de apă și culori de verni, ulterior vernisarea finală. Activitatea a fost una complexă, iar restaurarea a însemnat practic readucerea lucrării în actualitate și repoziționarea acesteia pe firul istoriei artei românești. Din cauza îndelungilor etape de restaurare, lucrarea nu a mai fost expusă publicului vreme de 30 de ani. Până azi.